Un nou caz de înșelăciune face victime în Cluj-Napoca. O asociație umanitară care se află în insolvență încă de anul trecut strânge bani pentru o casă de copii care nu există. În spatele schemei de înșelăciune se ascund doi clujeni, soț și soție, care sunt membrii fondatori ai unei așa zise asociații umanitare cu nume sugestiv, Surâs de Înger. Schema prin care aceștia operează e foarte simplă. Voluntarii asociației bat la ușile studenților de prin campusurile clujene, recită o poveste scurtă, dar care funcționează la sigur. Dacă doriți să ajutați o casă de copii cu o sumă cât de mică, orfelinatul pentru care aceștia pretind că strâng bani s-ar numi prichindel. În realitate, acesta nu mai există. Sumele strânse sunt de ordinul zecilor de mii de lei lunar. A mers pe urmele acestei asociații pornind chiar de la casa de copii pentru care aceștia susțin că adună banii. Numică ne-a fost mirarea să aflăm că orfelinatul a fost desființat acum 3 ani de zile. Bună ziua, centru de primire Gavroș, poftiți. Centru de plasament prichindel? Nu. Nu. Prichindelul nu mai există. Da? Nu mai există. Am înțeles. Nimic cu numele prichindel, nu, da? Nu, nu. Casa de copii, nimic. Nu. Mai mult, Protecția Copilului ne-a confirmat, prin directorul său, că instituția nu colaborează cu niciun fel de asociație pentru strângerea de fonduri. În cadrul legea SPC Cluj nu mai există niciun centru de plasament. Centrul de plasament prichindel a fost închis în 2015 și, din păcate, nu există parteneriat încheiat între instituția noastră și ONG-uri care să aibă ca obiect strângere de fonduri. Deci, practic, sub coordonarea DGSPC Cluj, nu există nicio campanie de strângere de fonduri cu niciun fel de ONG, cu niciun fel de asociație, cu niciun fel de cult, cu niciun fel de organism privat. Mai mult decât atât, finanțarea instituției noastre este asigurată de la bugetul de stat și e regretabil că anumiți impostori de pe piața clujană profită de anumite acte pe care și le falsifică și strâng fonduri pentru diverse cauze, așa zise, caritabile. Ați ghicit, este vorba de o escrocherie clasică. Sumele adunate de la studenți sunt folosite în scopuri proprii, iar actele de orice fel sunt arse pentru a șterge urmele. Mai mult, asociația Surâs de Înger, înregistrată în municipiul Bistrița, se găsește în insolvență din octombrie 2017. Sub pretextul unei donații, reporterii NCN l-au contactat pe Lucian Rebrean. Inițial, acesta s-a arătat interesat să primească lucruri și o sumă de bani pentru copii aflați în nevoie de la centrul de plasament prichindel. Am înțeles că strângeți niște ajutoare momentan pentru copii. Și avem și noi niște ajutoare aici la firmă, am reușit să strângem niște alimente, am reușit să strângem niște șampoane, săpunuri, ce le mai trebuie copiilor și o sumă mică de bani. Păi, cum facem să ne vedem atunci? Veniți dumneavoastră la sediu la noi? Cel mai sigur, da, revin cu telefon săptămâna viitoare. Acum sunt prins cu transportul de marfă și nu am efectiv timp. Haideți mâine să vă sun eu atunci la un 10-11, bine? Sau mă sunați dumneavoastră? Bine, mulțumim mult! A doua zi, când am resunat la numărul asociației, ne-a răspuns soția bărbatului, care ne-a spus că soțul ei este ocupat și urmează să ne contacteze el când se va elibera de la muncă. Nu a mai făcut-o. Mulți ani, soția. Bine. Dacă nu, poate mai repede o să-i transmit. Așa că am aflat unde și are sediul organizația sub pretextul căreia soții Rebrean strâng bani pentru copiii defavorizați și am bătut la ușa acestora. O firmă de apartament din comuna Florești, la care din păcate nu răspunde nimeni. Însă, înainte să plecăm, am sunat încă o dată la numărul asociației. Spre surprinderea noastră, Lucian Rebrean a răspuns. E adevărat că strângeți bani pentru un centru de plasament care nu există? Când ați făcut ultima donație, să spunem? Astfel de situații se întâmplă din ce în ce mai des în Cluj-Napoca, odată cu începerea anului universitar. Polițiștii sfătuiesc pe clujeni să doneze numai persoanelor care poartă icoane vizibile ale unor organizații legitime și, dacă au îndoieli, să verifice cu organele abilitate legalitatea celor care îi abordează spațiul public.